Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou unboxing aici pe canal. De data aceasta facem unboxing la acest Switch de la TP-Link. Da, mi-am luat Switch nou, bă, băieți, de ăsta, pentru că eu aveam de... A, că s-a defocusat, dacă e. Eu am aici un Switch de la Svex, nu știu ce pui mei de firmă e asta, dar îl am de vreo 10 ani, cred că, și... Când încerc să fac live-uri și chestii de astea, uneori mai pică live-ul sau chestii de astea, plus că se vede foarte prost, deci se vede foarte prost live-ul. Și astăzi mi-am luat aici mare achiziție, un Switch de la TP-Link, care practic ce este un Switch? Hai să vă explic prima dată așa, mai țigănește așa ce este un Switch. Dacă ai doar un cablu în cameră, gen tras de la router, și eu am router în cealaltă parte a casei, n-am cum să trag alt cablu de la router, practic poți să folosești un Switch și ăsta este cablu de la router și în Switch mai bagi încă două cabluri. De exemplu, eu am trei PC-uri în cameră. Am PC-ul meu, PC-ul ăsta foarte vechi pe care îmi țin caracterul de la ăsta de Sam pe slip și PC-ul lui fratele meu. Și am doar un cablu de net și îmi trebuie net la toate trei PC-urile. Și practic folosesc acest switch ca să împart cablu în trei. Mă rog, momentan în două, că fratele meu nu are net. Dar când am, adică acum odată cu switch-ul ăsta o să iau și un cablu de net pe care o să pot să-l folosesc să-i bag net și lui fratele meu. Ok, hai să încercăm să îl desfacem. Dacă e posibil cu o singură... Ah, e posibil cu o singură mână. Yay! Ok, deci o să încerc să-l desfac, o să-l testez după aia. Dar momentan nu pot să... Adică nu o să-l bag în priză pentru că e foarte rece și cutia. Presupun că și switch-ul e la fel de rece și poate face naiba condens și lard. Nu risc. N-am pățit niciodată cu vreun device așa ceva, dar nici nu o să risc. Stați așa, băieți, că s-a închis filmarea aparent. Nu știu ce naiba s-a întâmplat, dar s-a închis filmarea. Nu-i bai, edităm videoclipul. Asta este. Mă, nu pot cu o mână. Ba, pot. O să scop prima dată asta de instrucțiuni ca să-mi fie treaba mai ușoară. Nu știu de ce se focusează singur telefonul, dar na. Și o să scoatem switch-ul. Aparent, așa, gata, l-am scos. Asta este cutia de care nu mai avem nevoie în momentul de față. Ah, by the way, Lipton, sponsor me, please. Foarte bun sucul. Ok, să se focuseze, mersi, asta este switch-ul, e foarte mic, deci asta m-am uitat și eu extrem de mic, deci asta e palma mea și eu n-am mâna mare, n-am mâna chiar așa de mare, nu știu ce vi se pare vouă, dar nu știu, eu n-am mâna chiar așa de mare și ăsta e switch-ul, uitați cât de mic, îl țin în palmă efectiv, aici are încărcătorul, apare, nu-i băgat în nicio folie, ok, mă rog, aici ce mai e, niște piciorușe de alea de cauciuc. Apare, nu se focusează, mi-e place, se focusează pe tastatură, dar nu se focusează pe astea. Mă, ce? Na, mă rog, e super ciudat telefonul ăsta. Niște piciorușe de astea de cauciuc. Cred că sunt de, nu, sunt de plastic ceva, nu sunt, mă rog. Hai să punem și asta deoparte. Și ăsta este încărcătorul de la Switch, dar nici ăsta nu ne interesează. Ăsta este Switch-ul, bă, băieți. Hai să-l scoatem de aici. Deci din cauza ăstuia n-am făcut eu live zilele astea, că am zis, bă, hai că le iau pe ăsta și fac live-uri la calitate mai mare, bă, băieți, bă. Deci din cauza ăstuia, hai să-l batem, să dăm în el, să oricum îi pârci. Așa. Ăsta este Switch-ul, bă, băieți. Ați și scrie aici. De 1010 și 100 de mega, TLSG105E. Poate mulți vă întrebați care vă pricepeți, bă, de ce mi-am luat eu switch de ăsta când există și TLSG105 normal, care e mai ieftin. L-am luat pe ăsta deoarece ăsta suportă și configurare, adică pot să-l configurez și chestii de astea și chiar mă ajută. De exemplu, pot să pun pe primul port să trimită doar 10 mega, pe al doilea 1 giga, pe al treilea 10, 100 de mega, știți, să fie gen viteze diferite. Pe ăla nu puteam face chestia asta și practic pe PC-ul ăsta pe care îl țin pe slip o să pun 10 mega pentru că mai mult n-am nevoie și să nu-mi ia din viteza ăstuia, de exemplu dacă donatezi ceva pe ăsta să meargă mai rapid, știi? V-ați prins voi cum merge treaba. Deci asta este switch-ul, bă, băieți, e o chestie foarte mică. Imediat o să-l pun în funcțiune să vedem cum merge, revenim cu un video atunci. Da, bă, băieți, deci l-am făcut, l-am băgat. Aparent primul port ăsta, nu știu de ce, dar merge doar pe 100 de mega, adică nu știu, am băgat cablu de net și citește doar 100 de mega, dar l-am băgat în ăsta și scrie și pe instrucțiuni când e aprins LED-ul verde, aia înseamnă că merge la 1 gigabit și când merge ăsta galben înseamnă că e 10 sau 100 de mega, deci practic PC-ul secundar are 10 sau 100 de mega, am și uitat să mă loghez, apare în trip, restim pe Peronis. Și ăla verde înseamnă 1 gigabit. Hai să dăm și un speed test. Mi se vede IP-ul, știu. Oricum dau reset la router după aia și nu o să puteți da flustați. Voi liniștiți haterilor că o să-mi dau reset, o să-mi dau ăsta restart la router după acest episod. Și practic go. Hai să vedem ce viteză are ping 2. Cam mult ping-ul, dar vedem că viteza este de 870, 880, 890, 900.
90, deci practic viteza nu mi-a scăzut așa de mult. Eu aveam înainte 940-950, download-ul nu mi-a scăzut foarte mult, 10-15 mega pe acolo, și upload-ul 400, cam atât îl aveam și înainte, 400-450. Uite, văd că acum ajunge și 470 aparent. Ok. Păi 480, bă, și înainte avea 450. Ok, deci aparent switch-ul ăsta îți dă și net nou, glumesc. Deci, nu s-a încălzit până acum, adică nu e nici un pic cald. Unii ziceau în comentarii la EMAG acolo că scoate sunete ciudate când îl folosești, dar eu sincer n-aud nimica, deci nu cred că scoate sunete, nu știu, stai, aud chestii random. Deci ăsta este switch-ul, bă, băieți, o să încep să fac în sfârșit live-uri la calitate mai ca lumea. Haideți să mai dăm un test așa pentru satisfacția mea. Ia, go! El e, mă, ia! Se duce instant în 900, mă, în 800, mă. Baby, mi-a plăcut asta. Hai că mi-a plăcut. S-a dus direct în 900, mai înainte 850 și așa. Văd că pilpă, ăsta pipăie beculețele astea. Sper să nu mă... Am înțeles, s-a scos focusul. Bine, bă. Huawei Mate 20, nice. Deci, practic trebuie să-l bag în primul port ca să meargă la full 1 giga și oricum merge ca lumea, dar dacă-l bag în portul ăsta merge doar la 100. Nu știu, deci uite, văd că parcă... No, nu, nu, nu. Mi s-a părut că începe să se încălzească, dar văd că nu se încălzește, ceea ce e foarte tare. Pentru că ăsta, deci ăsta de aici, încă e cald, deci încă e cald. Deci ăsta de la Svex, care e doar de 100 de mega, e cald încă. Gândiți-vă cât de cald a fost atunci, dacă și acum e cald. Și cald gen spre fierbinte, nu chiar. Na, deci ăsta l-am avut eu înainte, oricum acum e 3 și pot să-l arunc. Așa, tag live, l-am aruncat. Și practic acum o să am... Văd că nu se încălzește, asta îmi place, chiar îmi place asta. Acum o să am net și pentru PC-ul secundar, PC-ul meu și PC-ul lui fratele meu care Edia zice ceva, că te filmez acum. Nu zici nimic? De ce? Edi vandalizează o mașină acolo pe GTA 5 aparent, ok. Și o să văd eu cum o să trag un cablu de aici așa pe lângă masă pe acolo. Știu cable management zero. Știu, o să fac cable management, o să-mi fac setup-ul din nou cu bandă RGB și cu alea, dar momentan nu băgați în seamă cablurile alea. O să trag ăsta un cablu pe acolo pe lângă perete prin spate pe la dulap și are acolo în spatele monitorului, nu știu dacă se observă, are o gaură acolo și pe acolo să vină mufa de net. Oricum, sper că v-a plăcut acest review. Deci dacă vreți switch-ul ăsta, adică dacă aveți doar un cablu de internet în cameră și aveți două PC-uri, de exemplu, puteți să vă luați o chestie de asta și o să aveți mai multe cabluri, să vă meargă internetul pe mai multe device-uri. Sper că v-a plăcut, aveți link în descriere, e 104 lei am dat eu pe el, era la ofertă de la 140 sau ceva de genul. Oricum, nu cred că 140 prețului real, eu cred că 105, mă rog, prețul ăsta pe care l-am dat eu cred că e prețului real, că și în străinătate m-am uitat și undeva pe la 20 de dolari, 20 de euro, chestia asta, deci o chestie super de buget, nu trebuie să dai cum să altele 5-600 de lei. E o chestie super de buget, aveți link în descriere și noi ne vedem data viitoare. Salut!